Salut! Tare toată lumea și bine v-am regăsit la un episod de Minecraft. Da, vreau să vă anunț că am probleme cu internetul, frățicilor. Am probleme foarte mari cu internetul. De exemplu, înainte mi s-a uploadat un fucking videoclip în 5 minute. Deci un videoclip de genul s-a uploadat, uite, un videoclip de genul cum filmez eu acum, s-a uploadat în 5 minute. Acum se uploadează în jumătate de oră. Probleme grave cu netul, o să încerc să fac să rezolv, nu știu. Hai, dar nu cum o să fac să rezolv, dar trebuie să rezolv urgent, că dacă nu m-am ars, pentru că știți că eu trebuie să uploadez zilnic videoclipuri, n-am cum să aștept jumătate de oră la un fucking videoclip, adică nu e fază, dar eu le pun pe privat și după aia le postez când trebuie, dar e foarte nasol că acum nu pot să le uploadez deloc, nu pot să aștept jumătate de oră. Nu pot să aștept jumătate de oră. Ceea ce e foarte grav. Probleme cu răbdarea, da. V-ați prins și voi, dar nu pot eu să aștept, pentru că vreau să filmez multe episoade, dar sper să se rezolve până o să vedeți de episodul ăsta, sper să se rezolve. Apare videoclipul ăsta, s-a uploadat mai repede, s-a uploadat în 21 de minute, adică episodul anterior s-a uploadat în 21 de minute, dar celălalt s-a uploadat în 40 de minute și chestia, da, foarte grav. Deci episodul trecut trebuie, am făcut casa asta aici și acum trebuie să continuăm. Și acum o să continuăm de tot de jos în sus. Da. Sper să se rezolve până să vedeți videoclipul ăsta, mai zic încă o dată, deoarece nu e normal să se aploadeze la o viteză așa de mare de net cum am eu. Nu e normal. Ori au ei probleme la firmă, dar nu e normal deloc. Deci deloc nu e normal. Adică am net de 1 giga pe secundă. Adică scrie acolo un GBPS, știi? Adică se downloadează un joc cam în 50 de mega, 60 de mega pe secundă. Și pe Windows 7 și în 80 se downloadează, dar upload ar trebui să fie de normal de 800 de mega pe secundă, adică nu de 1 giga, de 800. Deci dracu, ar trebui să uploadeze un videoclip de 1 giga în într-un minut, cam așa, dar nu, frate, se uploadează în jumătate de oră. Da, sigur. Bine, până acum s-a uploadat în 2 minute, 5 minute, depinde cât de mare și cât de lung e videoclipul, dar nu e normal să se uploadeze cum se uploadează acum în jumătate de oră. Asta nu e normal, asta e ceva problemă de la ei, nu știu. O problemă foarte gravă de la ei. Pentru unii poate nu e așa de gravă, că îi doare undeva, dar pentru mine, unde nu mă doare undeva, e gravă. Chiar grav. Așa că sper să o rezolve cei de la RDS până... Ba, o să încerc să uploadez videoclipul ăsta, o să aștept jumătate de oră, cât o să aștept o oră. Asta e, dar cel puțin până la următoarele episoade care o să fie cu jocuri ca lumea și o să fie mai lungi, gen 15 minute 20 și o să fie mai mari făcute, sper să se facă ca lumea. Deci, cam așa arată până acum căsuța noastră. Am făcut și scările aici s-o stricat un pic, dar am zis să las așa, să se vadă aici ca lumea în casă, știți? Ce vreau să fac acum este să scap de chestiile astea. Sunt enervantă rău. Și nu o să se ducă niciodată dacă nu tai lemnul ăla de acolo. Și nu poți să-l tai. Mersi. Și acum le tai cu forfeca. Gata. Un topor aici. Ah, nu, de fapt nu trebuie într-un cop, un topor. Perfecto. Del mondo. Cam atâta. What the fuck? Ce cu blocul ăla acolo? Habar nu am cum a ajuns acolo, dar... Da. Mă uit aici cât de repede se uploadează. Chiar să mă uit așa. De fapt nu mă uit acum, mă uit după aia. La viteza de internet, înțeleg de ce a scăzut așa de mult. Adică, dintr-o dată, adică, stăteam, filmam episoade, după când vreau să-l uploadez, episodul cu numărul 14... Down, bitch! Da, deci la episodul cu numărul 14 încolo început să fac chestiile de genul. Aici mecanismul ăsta să văd cum mai arată, deci cam așa arată mecanismul Redstone. Aici putem să vedem în camera ascunsă încă și ceva de genul arată, dar o să mai rezolvăm după aia aici. Vedeți, un pic cam ciudat arată și, da, și inasol, că în unele părți poți să vezi mecanismul, adică... Nu se poate vedea, dar aici se poate vedea, uitați, vedeți, se poate vedea. Că nu ia comanda ușa prin perete, nu vrea să ia ușa comanda, deci asta e foarte grav și o să rezolv în episoadele următoare când o să mai am timp. Acum, vreau să facem o cascadă lângă castelul acela, dar o să avem nevoie de generator de apă infinită, să nu vreau să fac atâta drum de acolo de sus, așa că o să fac fix în casa aceea un generator de apă infinită. Adică aici o să-l fac în colțul cel mai retras, o să fac un generator de apă infinită.
O să mă duc să le iau. O să fie grav ceva, pentru că... Ah, și nu vreau. De fapt știu. Și acum o să pot să ies afară. Vedeți cine e deștept, mă. Dar se face se lasă seara și... Asta o să fie foarte grav, da? Mergem înapoi să luăm din generatorul nostru, care deja l-avem făcut aici. O să fac o cascadă pe munte acolo, unde vedeți acolo, și o să fie, sper să arate destul de fine, de fine, wow, de shiny, tiny. Aici. Perfect. Uai, nu știu cum o să ajung acolo. Fuck. De fapt știu cum o să ajung acolo, stați. Perfect. Așa, o ieși și curge așa până jos. O să facem mai multe chestii de genul, dar deocamdată nu ne-ar ajuta. Dude, lumești. Da, îți dureze ceva. Nu contează. Și sper să nu înghețe apa. Ia uitați ce faină e cascada. Cascada Niagara. Nu seamănă cu Niagara, e foarte mică, dar nu contează. Da, nu contează. Deci, cum să contezi așa ceva? O să sar în apă și o să o duc aici. Frumos, și cred că atât ar fi ca lumea. Bă, dar curge până încolo, asta nu e bine. Nu e bine deloc. Vreau să aibă și o limită, adică nu să distrugă tot. O să aibă limita ceva de genul. Ceva de genul. Adică, bă, cascadă, ca o cascadă, dar nu se distrugă tot. Că știți ce zic. Atât. Gata. Limită, boss. Oricât aș pune, aici rămâne cascada. S-au nevoie și de dirt. Aici limită. O să fac cu altceva limită. Acum, deocamdată, e doar temporară. Dar nu poate să distrugă tot, înțelegeți? Adică, e o cascadă, dar nu distruge tot acum, na. Uite, pun așa, ceva legit o să fie. Și sper să nu mai vină jos. Gata. Așa aici. Gata, boss. Totul e bine. Acum hai să mergem înapoi sus, să mai punem acolo, la cascada Niagara. Ia, uitați ce frumos arată, cum curge acolo. Și acolo e ca un fel de izvor. Deci nu e un izvor, e pur și simplu apă care pică din aer. Dar nu e baie. Nu e nici măcar un fel de baie. Asta e episodul cu numărul 17. Wow! Nici nu credeam că o să țin seria asta atât de mult. Adică... De obicei, seriile mele de survival au fost... Și una a fost de 93 de episoade, dar... Nu m-am îmbătrânit și eu. Adică nu mai am eu atâta chef. Știți ce zic? Nu, bossule. O să pun lavă pe aceea pe undeva. O să pun lavă pe aici pe undeva ca să nu mai... Aibă cum să înghețe. Stați. Am pus de căcat că aici o să curgă pe lângă. No! Ce ai făcut? Uitați! Fuck! Vine tsunami! Oh my god, tu glumești. Uitați până unde vine. Oh my god. Oh my fucking god, am greșit. Nu-i de bine, nu-i de bine, nu-i de bine. Nu-i de bine, nu-i de bine, nu-i de bine. Gata, și aici cred că... Opa, mi-a apărut iară. O eroare de la antivirus, pentru că am două antivirusuri în calculator și nu se înțeleg ele prea bine. Dar nu o să dezinstalez pe niciunul, am două bune. Avastu și Norton. Parcă totuși Avastu e mai bun, dar nu o dezinstalez pe niciunul, vreau să stau safe. Vreau să stau safe și în siguranță. Gata. Bă, și n-ajunge până aici, eu vreau să ajungă la maxim. Da, cred că e bine și așa, părerea mea. E că arată frumos cascada aia, cascada Niagara. Ce naiba că e mică ca dracu. Aici nu prea arată realistic să plutească apa, dar da. Bă, ce vreau să facem acum? Să distrugem astea oare sau să le lăsăm așa ca design? Că arată frumos, dar totuși nu prea arată așa cum îmi place mie să arate. Da, cred că e destul așa, adică să arate, nu știu, și să aș face o piscină în fața casei, dar casei principale, nu aici, să vină dragul în praznic, dar ăsta e un biom cu zăpadă, dacă îmi făceam casa în biomul ăla, era altceva, dar
Un bai un cu zăpadă și unde să faci piscină în zăpadă? Faci bai în zăpadă? Nu e prea realistic, da? Să mă duc în biomul ăla oare, dar deja după 17 episoade în care am filmat, să o iau de la zero din nou? Na, să-i sezonul 2 oricum. Și din sezonul 3 o să pun și în titlu, dar acum am uitat de la primele episoade și am zis să nu mai complic și chestii de genul. Da, fraților, sper că v-a plăcut acest episod de Survivor. Nu ezitați să apăsați butonul de subscribe și voi la canal dacă vreți să continuăm această serie de Survivor, să facem sute de episoade, nu chiar sute, nu știu, habar nu am, nici nu știu cât o să țin seria asta, sincer. Nu o să prea joc off-camera așa de mult, că eu de obicei mă duc și mai filmez alte episoade, adică presupun asta, îl pun la upload și filmez altul. Acum se aplaudează episodul cu numărul 16, de fapt sunt și aplaudat, numai că îl țin pe privat până pe timpul lui să-l aplaudeze, deci, da, fraților, sper că v-a plăcut acest episod. Nu ezitați să apăsați pe butonul de subscribe la canal și să dați un mic share dacă vreți. Deci ne vedem data viitoare. Bye bye!